Odată cu venirea primăverii, fiecare femeie își dorește să fie strălucitoare, luminoasă, fresh. Optați pentru un machiaj cât mai natural, pentru a vă evidenția calitățile. Pentru aceasta, trebuie să țineți cont de anumite reguli. Cum se alege fundul de ten? Fundul de ten este ceva foarte important în machiaj, deoarece dacă nu vom alege corect fundul de ten, va fi puțin catastrofal și nu va fi atât de natural. Încă cu privire la folosirea fundului de ten, eu v-aș spune așa, dacă o să folosiți fundul de ten de calitate înaltă, din contra, el va proteja tenul dumneavoastră. Aveți grijă cum vă alegeți fundul de ten, nu-l probați pe mână, aceasta este o mare greșeală. Fundul de ten, o mică cantitate de fund de ten se aplică. Iată așa, se aplică peste maxilarul de jos, foarte fin și fără întindere. Iată așa, lăsați pe câteva clipi și fundul de ten trebuie să fie în nuanța naturală a gâtului. Atunci o să fie potrivit fundul acesta dumneavoastră de ten. Eu mai mult aplic fund de ten cu buretele, deoarece se aplică foarte fin, invizibil și totodată schimbă, nivelează tenul nostru, da? De aceea, la mine mânuța întotdeauna este ca paleta, se aplică, se ia o cantitate micuță și de la centrul fiței se aplică spre tâmple, fără ștergere și întindere, deoarece fundul de ten intră foarte bine în porii de pe față, dacă sunt în cazul mai ales când porii sunt prea dilatați. De asemenea, alegeți o pudră universală, care nu vă dă culoare, dar care va acoperi luciul de pe față. Aveți nevoie și de pensule, care trebuie să fie din fir natural. Aplicați ușor fardul pe pleoapa mobilă, încercând să accentuați umbrele naturale ale feței. Iată așa, finuț, foarte rapid. Se aplică prima nuanță. Deschidem ochișorii. Vedeți că nu este nimic extravagant și a doua nuanță se folosește în colțișorul ochișorului, puțin se dublează, ce se are în vedere se dublează, se repetă forma colțului exterior al pleoapei de sus, cât sus, atât și jos. Aplicarea se face de la exterior spre centru, în sus, și de jos, pe pleoapa, de jos, foarte fin. Nuanța fardului de pleoape nu trebuie să fie în concordanță cu culoarea ochilor dumneavoastră și nici cu hainele pe care le purtați. Tehnica machiajului de zi constă într aceea că culorile cele mai deschise să fie în colțișorul interior și culorile cele mai închise să fie în colțișorul exterior. Aceasta este tehnica machiajului clasic, să zicem, care se poate folosi în orice zi. Puțin, iată aici, o să accentuez colțișorul exterior cu nuanță puțin mai închisă de acea nuanță care am pus a doua. Așa, întotdeauna colțișorul interior și suprafața de sub sprânceană se accentuează cu nuanțe puțin mai deschise. Sigur că se poate de făcut machiaje și mai pronunțate. Orice machiaj de genul acesta puteți face, de exemplu, sunteți îmbrăcată în ceva, într-o nuanță verzoie în sus, într-o nuanță albăstrie, ales pentru blonde. Evitați surplusul de nuanțe rozii, deoarece fac ochișorii mai obosiți puțin.
și sigur sub sprânceană. Fiți atenți, acest aici sub sprânceană se aplică imediat sub sprânceană și puțin se estompează spre mijloc. Aplicați un strat de mascara începând de la rădăcinile genelor către vârfuri, cu mișcări în zigzag. Nu folosiți prea multă mascara pentru că genele vor părea încărcate și vulgare. Mai departe se aplică far de obraz foarte fin, nimic pronunțat, în nuanțe naturale și se accentuează linia zâmbetului, cum se zice. Nastia, zâmbește un pic. Aplicați rujul pe buze cu ajutorul unei pensule pentru machiaj. Se aplică cu pensula. De ce cu pensula? Deoarece el se aplică pe buze foarte fin și excesul de ruj nu va fi. Iată cam, sigur, la domnișoare se poate de folosit puțin cu SDF și nu ieșiți în afara conturului natural a buzelor. Persoanele care au buzele prea uscate, să zicem, nu folosiți luciuri de buze nici într-un caz. Nu uitați și de sprâncene, pe care ați putea să le dublați în nuanța lor naturală. Un machiaj de zi poate fi ușor transformat într-un machiaj de seară, accentuând puțin nuanțele. Aveți grijă de voi și zâmbiți în fiecare zi!